De-a lungul istoriei s-au făcut descoperiri care și azi ridică multe semne de întrebare. Există unele enigme istorice care s-ar putea să nu fie elucidate niciodată. Lipsa răspunsurilor face însă ca aceste enigme să fie și mai interesante. În anul 1961, la arhivele din Sibiu, s-a făcut o descoperire ce avea să modifice tot ceea ce știau oamenii până atunci despre istoria rachetelor. Totul apare într-un manuscris care la prima vedere pare imposibil de conceput. Schița primei rachete cu mai multe trepte. Manuscrisul, numit și Coligatul de la Sibiu, a fost redactat de Conrad Rudolf Haas, un militar și inventator de origine austriacă, între anii 1529-1556, împreună cu alte lucrări de pirotehnie, pe care le-a deținut pe vremea când ocupa funcția de șef al arsenalului militar al armatei austriece în cetatea Sibiului. Documentul este redactat în întregime, în limba germană medievală, este legat în piele și conține 392 de file și 203 ilustrații colorate care arată pas cu pas cum funcționează și ce părți componente au rachetele. Sunt descrise rachetele cu pulbere autopropulsate, ce erau considerate de către inventatorul lor, fie mijloace de lansare a artificiilor la zilele festive, fie arme eficiente de luptă. În manuscrisul său, Haas denotă cunoștințe avansate de matematică, chimie, fizică și tehnică balistică. Lucrarea vizionară pentru acele vremuri a fost redescoperită în 1961 de istoricul Dimitrie Doru Todericiu, care a publicat 7 ani mai târziu lucrarea Preistoria rachetei moderne. Conrad Haas, autorul manuscrisului, a fost un geniu ce a anticipat tehnologii utilizate pentru prima dată abia în secolul 20. Lista invențiilor lui Haas, menționată în manuscris, conține o rachetă cu 2 etaje de ardere, rachetă cu 3 etaje, baterie de rachetă, căsuță zburătoare, experimentarea principiului arderilor necesare la racheta cu mai multe etaje și utilizarea aripioarelor de stabilizare, având forma literei delta. Interesant este faptul că inventatorul medieval era conștient de unicitatea consemnărilor sale și a dorit să-și pună amprenta clară a proprietății desenelor, datând foile și marcând fiecare filă cu inițialele C și H. Totodată, Conrad Haas a fost primul care a încercat să dezvolte o compoziție lichidă pentru combustibil, care urma să înlocuiască diversele pulberi pe bază de salpetru, cunoscute în acea vreme. Planurile rachetei de la Sibiu sunt considerate de specialiști ca fiind baza creării rachetei moderne în 3 trepte. Din studiul manuscrisului, specialiștii apreciază că Haas a descoperit cam toate tipurile de proiectile și rachete care s-ar fi putut confecționa cu materialele și tehnica existente la acea vreme. Conrad Haas s-a născut în 1509 în Dornbach, lângă Viena. Provenea dintr-o familie înstărită și a învățat latina și germana la școala situată în apropierea capelei Sfânta Ana. Deși pasionat până atunci de alchimie și influențat de familie să devină medic, Haas alege însă cariera armelor. A venit pe teritoriul României la vârsta de 42 de ani, în 1551, când este trimis la Sibiu cu scopul de a se ocupa de arsenalul orașului. A rămas în cetatea medievală românească până la sfârșitul vieții, unde a fost înmormântat în cimitirul din imediata apropiere a zidurilor cetății pe care a apărat-o. Deși de origine austriacă, Haas a făcut un prim pas pe teritoriul țării noastre spre crearea rachetei întrepte, principiu după care funcționează rachetele moderne folosite pentru explorarea spațiului. Surprinzător este faptul că, aflat o viață întreagă în slujba armelor, Conrad Haas s-a manifestat deseori împotriva utilizării invențiilor sale în scopuri militare, dorind ca studiile să aibă o aplicație pașnică. În ultimul capitol, el specifica: sfatul meu este ca lumea să trăiască în pace, să nu mai fie război.
muschetele să fie lăsate în decile lor, ghiulelele bombardelor să nu mai împrăștie moarte și praful de pușcă să nu mai ia foc. Astfel își păstrează prințul banii și armurierul viața. Acesta este sfatul pe care vi-l dă Conrad Haas. Peste patru veacuri, inginerul și fizicianul Hermann Oberth, născut la Sibiu, avea să-și aducă la rândul său neprețuita contribuție la dezvoltarea astronauticii și a tehnologiei de fabricare a rachetelor. Probabil nicio mașinărie construită vreodată de om nu este atât de complexă precum racheta, mai ales cea destinată zborului în spațiul cosmic. Printr-o coincidență stranie, Sibiul este legat de rachete prin două personalități de marcă în domeniu, Conrad Haas și Hermann Oberth. De-a lungul vremii au fost făcute multe descoperiri. Unele continuă să pună întrebări, iar altele elucidează noi orizonturi ale cunoașterii. Suntem convinși că atâta timp cât va fi viață pe Pământ, va exista tot timpul ceva de aflat, de descoperit, de pus la îndoială și de pus în practică.